Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bine ați venit la rubrica Ce se mai fură din România, mai precis din mașinile de poliție. Au, avem două incidente de acest gen la Sibiu. Unul, sau mă rog, mai mulți hoți cu tupeu încă nu se știe, a sau au spart și jefuit o mașină a poliției care era parcată, ghiciți unde, în fața sediului Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu. A, deci era și sub observație, cum ar veni. Deci parcată, a spart în fața casei. Practic toată lumea era ocupată, era în serviciu cetățeanului, așa că nimeni nu mai păzea și mașina. Mașină de poliție. Și hoți, mă, ce tupeu trebuie să ai. Îți dai seama? Sau ce tembel. Zici? Inconștient. Dar ce a furat, ca să vedem cine a furat așa, stai. Din interior, citez, au dispărut un suport de telefon mobil. Așa. O vestă, două lanterne și telecomanda rampei de acces. Deci anchetatorii încearcă asta a fost să răutate. Identifice pe autor. Să fii atenți la rampa de acces. Deci și hoții aflați în nevoie mare, da, dacă au luat toate astea. Ăla ce-a prins? Au luat suportul de telefon mobil. Ăla nu-i rău. Să spargi telecomanda rampei de acces. Acum, serios. Acolo e problemă. Practic, a luat tot ce-a putut. Stă după colț și dă drumul la... Închide și deschide ușa când vin polițiștii. Da. Ar fi o treabă. Ar fi, v-ați jucat vreodată cu telecomanda de volum când cineva încearcă să regleze volumul din buton? Da, da. Acum nu mai merge, dar la televizor pe vremuri așa era și dacă aveai cumva telecomanda și încerca cineva cu butonul, era distracție garantată. Sunt tot soiul de programe pe care poți să le instalezi pe telefon, pe telefonul mobil, da, și să te joci cu televizorul, băi, cu tot, cu canale, cu serios? Tot ce vrei, adică nu doar cu volumul. Să-mi zici și mie. Trebuie să fac o mărturisire acum, în fața colectivului și a ascultătorilor. Mărturisesc că atunci când aveam 8 ani, împreună cu vecinul meu, Cătălin, care avea o telecomandă pentru o mașinuță telecomandată, lucru care era foarte rar pe atunci, am descoperit că dacă apăsai butonul în preajma ferestrei unei vecine care locuia la demisol și se uita la televizor, se bruia televizor. Aș vrea să-mi cer iertare acelei doamne care este foarte, care era foarte în vârstă atunci, deci, mă rog, astea urmașilor dânsei, pentru că eu și Cătălin ne puneam seara lângă geamul doamnei și nu-l lăsai să uite la televizor. Și apăsam pe buton, el se bruia televizorul, doamna se ridica să regleze imaginea. Și când se apropia, deci nu, cred nu mai apăsam butonul. Și imaginea... Deci da. Cred că... Băi, și așa era programul scurt la televizor. Da. Serios, acum, ce ați făcut? Am făcut și un lucru bun, de fapt, pentru că după câteva seri a renunțat de tot să se mai uite la televizor. Deci s-a pus pe citit și a ajuns o femeie ca lumea. Da. Deci copiii tableta. Pot fi foarte cruzi. Admit asta. Și s-a mai furat, să știți, și altceva. Peste Carpația, județul Suceava, un domn hoț la fel de tupeist a furat capacele de la roțile mașinii de poliție, o Dacia Logan. N-aveau fericii de aia de plastic? Iată. Deci eu mă gândesc cu groază ce o să întâmple cu BMW-urile de poliție când o să aducă ăștia BMW-urile. O să fie fără urechi. Asta e. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.